Daniel, este moralul bun al echipei după această victorie la scor în fața unei formații de Liga I? Da, așa ar trebui să fie. Am câștigat meciul cu Craiova, cu echipa de Liga I, dar meciul care urmează va fi mult mai greu, un meci oficial cu echipa de pe primul loc, o echipă care nu prea a făcut pași greșiți, așa că ne așteaptă un meci greu, dar totuși jucăm acasă. Suntem și noi venind după niște rezultate pozitive și asta ar trebui să ne dea încredere, să facem un joc bun și să câștigăm acest meci. Petrolul este și un pic în scădere de formă față de anul trecut? Da, nu știu. Așa pare la prima vedere, dar totuși o echipă cu jucători experimentați au făcut transferuri importante și în această iarnă, așa că oricând, atunci când se mobilizează și sunt într-o situație în care nu prea aș mai permi să piardă puncte pentru că echipele din spate se apropie și nu le va fi ușor, deși așa la prima vedere ar părea liniștiți. Dar în acest play-off sunt numai meciuri grele și poți să pierzi cu oricine, așa că ne va aștepta un meci greu și ei se mobilizează, sunt concentrați să câștige acest meci. Este genul acesta de meci cu Petrolul, cu Cluj, în care nu trebuie să-ți motivezi jucătorii foarte mult? Da, e normal. Și cred că și jucătorii se gândesc la lucrul acesta, că joacă și cred că vor fi mulți spectatori în tribună. Am înțeles că vor veni și cei de la Ploiești să-și încurajeze echipa, așa că îi așteptăm și noi pe susținătorii echipei să vină număr cât mai mare. Chiar dacă am înțeles că o să plouă, nu cred că asta o să fie un motiv să nu vină la stadion, pentru că e un stadion nou, e acoperit și se poate sta la meci fără nicio problemă. 3 partide în 8 zile, Daniel. Ai făcut un plan pentru toate cele 3 meciuri sau te gândești acum toată atenția e doar pentru partida cu Petrolul? Plan pentru fiecare meci în parte. Primul, care este ăla, e cel mai important și mă gândesc, nu stau să mă gândesc la ce va fi, pentru că prima dată să trecem de primul și vom vedea în continuare. E clar că avem un program încărcat și celelalte echipe îl au, doar că noi avem o deplasare foarte lungă la Cluj, trebuie să ne întoarcem, să mergem din nou într-o deplasare, chiar dacă e mai scurtă, dar este deplasare la Slobozia. Nu va fi un program ușor, dar dacă suntem aici, trebuie să ne descurcăm. Suporterii s-au mobilizat pentru acest meci. Cred că și pentru antrenori e adrenalina mai mare așa când se joacă o partidă cu stadionul plin. Da, pentru toată lumea e frumos. Și pentru ei, și pentru noi, antrenori și jucători, la fel cum este și pentru oamenii din tribună, pentru că și ei se simt bine și le place când sunt oameni mai mulți. Iar noi sperăm să încurajeze pe jucători și să-i împingă de la spate, așa cum în meciul tur, suporterii Petrolului au făcut o atmosferă care i-au împins de la spate pe cei de la Petrolul, pentru că noi n-am jucat foarte rău în acel joc, a fost un meci echilibrat, chiar dacă am pierdut cu 2-0, dar cred că a contat și aportul publicului pe care l-au avut ei la acel meci. La noi n-au venit suporteri, așa că la meciul de sâmbătă sperăm și sunt sigur că ne vor susține și vor fi al 12-lea jucător, cum au fost de fiecare dată. Dezamăgit că Raul n-a jucat deloc în aceste 2 meciuri amicale la Naționala de Tineret sau e bine că a ajuns acolo, Daniel? Da, dacă ar fi jucat, e clar că ar fi fost bine și pentru el și pentru noi, dar până la urmă e prima selecție și asta e cel mai important pentru moralul lui, pentru încredere. E o mândrie să fii selecționat la Naționala României, așa că să sperăm că prin evoluțiile lui îl va convinge pe selecționer să fie convocat chiar la turneul final. Remus, e momentul revanșei față de Petrolul? Putem spune că este momentul revanșei, fiindcă, după cum a spus și Mister, în tur am pierdut, pot spune, nemeritat.
fiindcă și noi am avut două, trei ocazii mari care puteam înscrie și nu se știe ce se putea întâmpla dacă dădea și noi golul. Tu cum ești din punct de vedere fizic? N-ai jucat la Craiova în weekend? Din punct de vedere fizic sunt bine acum. Am avut o problemă la picior, am stat 3 sau 4 zile, nu mai știu exact, și de luni acum am început să fac antrenament din nou. Este unul dintre obiectivele tale, Remu, să ajungi goalgetter în acest sezon? Principalul obiectiv al meu este să terminăm în primele 4. Cum reușești să-l motivezi pe Remus să dea cel mai bun randament în momentul, în zilele și în perioada în care lucrează cu tine? Păi nu mi-e ușor nici mie. Trebuie să-l înțeleg. Așa este. Da, e un jucător, genul de jucător care trebuie să-l lași așa mai liber. Sunt jucători din aceștia pe care trebuie să-i lași să se desfășoare altfel și el dă randament în felul acesta. Mă mai supăr și eu pe el câteodată, dar dacă face ceea ce trebuie, mai uit așa când mai are câte o ieșire de genul celor care de la Chiajna, când mai dă din mâini. Ăsta este felul lui, dar trebuie să se abțină de la lucrurile astea, i-am spus-o și lui. Sper să înțeleagă până se lasă. Steaua arată foarte bine în acest început de an. Consider că e în cea mai bună perioadă a sa, echipa Steaua, de când ești tu aici? Și sezonul trecut, în retur, am avut o perioadă bună, dar totuși era Liga 3-a, era nivelul mai scăzut. Aici este Liga 2-a, da, parcă e cea mai bună perioadă. Și jocul o arată și marcăm și mai multe goluri, dar arată din ce în ce mai bine. Prin comparație cu meciul din sezonul regulat de la Ploiești, crezi că Steaua are ceva turi în plus în fața Petrolului pentru meciul de sâmbătă? Când avem stadionul propriu, jucăm acasă, v-am zis, cu suporteri în spate, suntem mult mai puternici. Ăsta ar fi plusul. În rest, tot un meci echilibrat va fi, oricine poate să se câștige. La finalul meciului de la Chiajna te-am văzut extrem de bucuros și de entuziasmat. Ai cântat alături de suporteri. Cât de mult a însemnat acel punct pentru tine? Da, a însemnat foarte mult, mai ales când îl obții în ultimul minut. E un punct important cu o echipă care putea să sară peste noi în clasament. După aceea, când m-am uitat la meci, mi-a părut rău de celelalte două puncte, pentru că așa la cum s-a jucat, cred că meritam victoria. Am avut și un penalti clar, care, după ce am văzut, dar l-am văzut din timpul jocului, că n-aveai cum să nu-l vezi. S-a văzut doar la noi de la bancă, n-avea cum, nu știu cum n-a pus să vadă tușierul care era chiar în fața jucătorului de la Chiajna. Dar asta este, dacă să zicem că n-a văzut. Deci ăsta a fost un penalti clar. Așa, după joc. Dacă mă gândesc și la golurile care le-am luat, niște greșeli, mai ales golul 2, am și explicat lui Oroian, n-aveam voie să luăm acel gol, sunt supărat, dar ținând cont că am egalat în prelungiri, în ultimul minut eram bucuros și de aceea am avut bucuria de final. Ești pregătit să sărbătorești atât de suporte un eventual succes cu Petrolul sâmbătă? Sunt, da. Prima dată să câștigăm și vom vedea cum vom câștiga și dacă vom câștiga. Eu sper să facem un meci bun și să câștigăm. Vrem să fim acolo în față, să nu pierdem contactul cu primele trei echipe.